viața de zi cu zi și în, în eventuala carieră urmată sau care vreți să urmați. Eu, sincer, m-am bazat foarte, foarte multe cărți și pe cunoștințele și, și informațiile pe care le-am dobândit citind. Citind orice, absolut orice. De la Biblie până la cea mai proastă carte, probabil. Nu știu care e cea mai proastă carte. Probabil cea dracu el, dar nu știu. Da. Din punctul meu de vedere, trei lucruri de care cred că trebuie să, pe care trebuie să le aveți în vedere în momentul în care vă dezvoltați personal sau profesional sau de orice punct de vedere. Unul la mână este încrederea în voi, în absolut orice faceți, în orice domeniu vă alegeți, în orice activitate școlară, extrașcolară aveți, absolut orice. Și încrederea vine din siguranță. Și siguranța întotdeauna începe, din punctul meu de vedere, cu cunoștințele pe care le ai, pe care ai reușit să le dobândești și cu experiența pe care le ai. Asta e al doilea lucru foarte, foarte important. Experiența. Orice fel de experiență, orice fel de domeniu. Absolut orice. Cunoștințele și informațiile sunt degeaba dacă îți lăsați acolo să, nu știu, la murat sau la aia, nu știu. Eu, de când am început să lucrez, de exemplu, care de foarte mult timp, la 14 ani am avut primul job. Am acceptat să lucrez absolut orice. Absolut orice. Am fost poștaș, am livrat pizza, am lucrat în teatru, am făcut absolut orice mi s-a dat, orice mi s-a propus. Tot. Singurele chestii pe care nu le-am acceptat au fost, la un moment dat, să fac voluntariat. Și vă zic și de ce. Înainte să mă judecat. Consider că voluntariat faci când ești foarte tânăr și nu ai nevoie să te susții, să ai nevoie de bani ca să trăiești. Sau, când ai deja resursele necesare ca să trăiești și vrei să faci un lucru foarte frumos prin voluntariat, în orice domeniu. Consider că, în primul rând, altruismul și generozitatea foarte bune, sunt productive, sunt constructive pentru personalitatea fiecăruia, dar, în primul rând, trebuie să avem grijă de noi, din toate punctele de vedere. Și, din păcate, în societatea în care trăim, a avea un soi de venit, orice fel de venit, înseamnă să ai grijă de tine. Și spun din păcate pentru că consider că succesul în societatea de astăzi este strict bazat pe cantitatea de bani de ținut. Care, sincer, nu, eu dacă ies astăzi de aici și mă calc o mașină, îmi duc strict banii pe care i-am buzunar. Niciun fel de nimic așa. Absolut nimic ce mi-am cumpărat, tot felul de tâmpenii pe care nu le folosesc, de exemplu, îmi facem toți, ne luăm un cub de un zar, un cub în formă de zar, dar e de brun și nu folosește la nimic și îl ținem în îndăpat sau nu. Ei, atâta timp cât arunci banii pe o chestie, care nu ai nevoie, e ca și cum iei în glumă lucrul tău. Fix ce-o trebuie să faci ca să obții banii. Ce-o trebuie să te rogi pentru ei sau să-i muncești, dar îi arunci. Și consider că dacă la finalul fiecărei luni, după ce ai ajuns cu cheltuieli și cu tot felul la zero, și mai ai niște bănuți, eu sincer consider că trebuie să investim în noi. Banii aia rămași. Se spune că atunci când suntem mici, când suntem copii, când creștem, suntem ca niște bureți care absorbim o grămadă de informații și o grămadă de cunoștințe. Nu punem mâna acolo că te-ar fi. Trebuie să ne zică cineva, dar dacă nu ne-ar spune, oricum nu o dată am face, nu? Nu înțeleg de ce trebuie să ne oprim din a fi bureții ăștia ai cunoștințelor și ai informațiilor și ai experienței. Când crește, deci trebuie să ne oprim. Nu e absolut niciun argument. Nu există un argument destul de plauzibil ca să te oprești din a te dezvolta pe tine. Și consider că dezvoltarea personală, cel puțin este cel mai frumos lucru pe care l-am făcut eu și pe care îl fac. Să citesc, să mă dezvolt pe mine, în primul rând.
Pentru că singurul lucru pe care îl lăsăm în spatele nostru nu-i carieră, nu-i lăsăm probabil o familie, ceea ce trist, dar singurul lucru pe care îl lăsăm este amprenta noastră pe alți oameni. Și da, într-adevăr, este alegerea noastră dacă amprenta aia e mai plăcută sau nu. Dar, de exemplu, Churchill spunea că dacă urmează să omori un om, ai putea fix înainte să îl omori, să fii politicos cu el. Pentru că e singurul lucru pe care îl mai are un om. Interacțiunea cu tine, care urmează să faci ceva foarte bine. Și atunci, de ce n-ai fi bun cu el? De ce n-ai judecat? Asta e chestia pe care mie mi se pare foarte important. Pentru fiecare dintre noi, înainte să judeci pe cineva, încearcă să-l înțelegi că e foarte probabil ca omul ăla să aibă un motiv foarte bine întemeiat pentru care a făcut lucrurile pe care le spun. Sfatul meu pentru oricare dintre voi ar fi să analizați totul, să nu luați de bună ceea ce vi se spune nimic, absolut nimic. Pentru că în momentul în care analizezi totul, te întrebi, cauți răspunsul la orice, personalitatea ta îi dai frâul liber și se dezvoltă. Și evoluezi odată cu ea. Apropo de a judeca un alt om, fiecare om, de-a lungul vieții, învață să trăiască, să supraviețuiască, într-un fel sau altul. Dacă eu, în circunstanțele în care mi-au fost date, am ales să duc o viață de om rău, de exemplu, asta e pentru că altcineva mă percepe ca om rău. Și probabil o altă persoană sau multe alte persoane mă percep ca o persoană corectă sau de cu totul altă natură. Și atunci când cineva e rău cu tine sau cu un grup de oameni sau cu oricine, înainte să judeci, încearcă să-l înțelegi dacă pot. Pentru că, făcând lucrul ăsta unul la mână, înveți să-ți susții și să-ți ții în tine repulsia aia față de orice om, pe care probabil nu o merită omul respectiv. Și doi la mână, înveți ce să nu faci. Ceea ce e foarte, foarte important din punctul meu de vedere. Eu am învățat foarte multe lucruri de la oameni care au fost foarte, foarte răi cu mine. Răi și la mod de... n-au fost corecți cu mine, nici măcar corecți n-au fost. Dar uite, buni sau generoși sau altruiști. Sigur ați pățit, sau dacă n-ați pățit, sigur o să pățit, să îi oferiți unui om ajutor sau orice din viața voastră și să rupeți din sufletul vostru, să îi dați. Și tot ce primiți de la omul ăla înapoi, pentru restul vieții e răutate și crusime și așa mai departe. Și decât să îl judeci și să-ți faci sânge rece și să te închizi așa în tine față de omul ăla, eu cred că e mai important să încerci să-l înțelegi, să știi de ce a făcut lucrurile pe care le-a făcut și cum a ajuns să ți le facă ție înapoi. Când tu ai fost așa de bun cu el. Asta e o chestie esențială, mi se pare esențială în construirea unei personalități, să încerci să înțelegi pe oricine de jurul tău. Da. Încă un lucru care mi se pare foarte, foarte important. În absolut orice faceți, există mândrie și la un pas extrem de mic distanță este aroganță. Foarte, foarte mic. E mândrie în ceea ce faci, este aroganță. Aroganța e când îmi scoți mie ochii cu ce ai realizat tu. Lasă-mă să văd și să consider că ceea ce ai realizat e într-adevăr important și o să-ți spun eu. O să-ți spun felicitări, o să-ți spun continuă sau așa mai departe. Și nu mă refer la mine, Claudiu, mă refer la mine, la orice fel de persoană. Ce să mai povestesc? Despre cărți. Am spus și Liviu Adineaure, apropo de literatura modernă și mai departe, nu consider că e un lucru rău să citiți orice vă pică în mână, absolut orice. Dar sunt, într-adevăr, cărți care
sunt mai bune decât altele. Mai bune la modul, e o lectură mai bună, e mai potrivită, vă dezvoltă mai mult din punct de vedere al vocabularului, al felului în care vă comportați, felului în care gândiți, pentru că mentalitatea și percepția și concepția lumii din jurul nostru e la fel de importantă ca și experiența sau cunoașterea unei părți de, nu știu, istorie sau literatură sau așa mai departe. Eu, sincer, până în facultate citeam doar strict clasici. Eram Alexandru Dumas și atât. Eram până acolo, mă opream acolo. Până o prietenă de-a mea mi-a dat o carte de al lui José Saramago și m-am absolut îndrăgostit de literatura contemporană. Și n-am crezut că o carte mă poate dezvolta pe atâtea laturi și într-un timp atât de scurt. În comparație cu clasicii care în mare parte vizează moralitate și se leagă foarte mult de virtute, sub orice formă ar fi ea. Onestitatea, o carte strict despre onestitate sau poate mai are într-o învățătură, două. Dar consider că absolut orice carte care vă pică în mână e bună și folositoare pentru fiecare dintre voi, pentru absolut fiecare. Întrebări?